Da, bun găsit, oameni buni. Începe 100%. Încerc să vă spun ceea ce este dincolo de știri. Încerc de multe ori să comentăm cu protagoniștii aceste știri. Și de asemenea încerc pe cât posibil să vă explic că în momentul în care sunteți asumați și luați bani pentru ceea ce faceți, și mă refer la instituția purtătorului de cuvânt, trebuie să acceptați că un dialog, da, înseamnă răspuns, întrebare, iarăși răspuns și iarăși întrebare. Chiar dacă dialogul se desfășoară mai aprins, da? Asta este pentru purtătorul de cuvânt de la MAPN, care după emisiunea de aseară s-a arătat extrem de deranjat că nu l-am lăsat să ne explice teoria relativității în doi timp și trei mișcări. Da? S-a supărat el pentru că trebuia să răspundă la niște întrebări clare și concrete. Eu îi zic să-i fie de bine, dar în momentul în care, da, ajungem la niște instituții fără niciun fel de background în spate și ne numim purtători de cuvânt, atunci trebuie să știm ceea ce înseamnă purtătorul de cuvânt. Asta am încheiat-o. Mergem mai departe. Avem o ediție în care o să vorbim de ceea ce e mai rău în noi. Pentru că o să vorbim de asemenea despre cuvinte, da? Dincolo de faptul că vor fi cu noi medici care au tratat, iată, două cazuri de botulism la Spitalul Județean din Suceava, trebuie să vă spun că onor guvernul României va lua de la noi bani și va da celor care au mers la fentă în mega țeapa numită FNI. Mai țineți minte povestea aia? Dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine. E bine, guvernul pregătește un act prin care, ce să vezi, 625 de milioane de lei vor merge la păgubiții FNI. Adică ăia care au mers la fentă și au crezut ei că dacă bani, bagă bani într-o schemă de genul ăsta, mamă, se vor trezi, frate, cu mulți bani în conturi. Dar de ce iei tu de la mine ca să bagi acolo? De la mine, mă rog, de ce iei tu de la banca din parc? Sau de la balea de biciclete, sau de la, nu știu, apa potabilă. De ce faci tu chestiile astea? Pentru că, ce să vezi, a existat o lege care să... Băi, dar de ce există lege, da? Că îl văd pe ăla care a fost tata la FNI, că ne dă lecții pe Facebook. Da? Adică, cum vine chestia asta? Îmi dă lecții de pe iaht, de pe Facebook, de pe ce vrei tu. Da? O să comentăm imediat toate aceste lucruri. O să râdem astăzi. Știți voi că am bancul cu Vameșii, când e ziua Vameșului, că ce-i luăm, frate? Păi să-i luăm Ferrari, păi nu, că e prea puțin. Păi să-i luăm o vilă cu piscină, nu mă, că e prea puțin. Păi să lăsăm 3 ore în locul nostru, nu mai e prea mult. E bine, nici Vameșii nu mai sunt Vameși, au fost concursuri la vămile din țară, s-au prezentat candidații care evident erau agreați, Sanchi de partide, niciunul nu a reușit mai mult de nota 4. O să râdem de acest lucru și de asemenea o să vorbim din nou cu domnul Buhnici, care a avut așa o epifanie și și-a cerut scuze public că a făcut fetele cu vergeturi și cerulită. Și eu îi spun de acum, de la începutul emisiunii lui Georgică, da, că băi, băiete, nu ești bărbat, mă. Bă, asumă-ți, mă, asumă-ți, da? Deci ai spus o chestie pe care tu ai crezut-o, da? Și asumă-ți, frate, lasă că s-a supărat, că nu mai ai like-uri, că nu știu ce. Asumă-ți, frate, băi, nu-ți plac femeile cu aia și cu aia, da? Băi, un bărbat e asumat, da? Te duce până la capăt. Problema nu e aia în care intri sau te trezești în ea și dai înapoi că poate ești. Nu, tată, te duci până la capăt, până în partea cealaltă. Fii, mă, bărbat și asumat, mă. A? Hai că nu e o problemă chiar așa de minoră. Vom găsit încă o dată. Bun. Deci avem foarte mare căldură și avem secetă. Și dacă noi avem secetă, putem să fim conștienți de faptul că e vară. Și când e vară, ce să vezi, este foarte cald. Stați că mai avem și altceva în emisiune, vă spuneam, veți auzi niște declarații extrem de interesante, dar ceva mai târziu. Și vara când e cald, toată lumea acum face comitete și comiții de gestionare a secetei. Da? Pe de o parte, Ministerul Apelor, de ăsta, Ministerul Mediului, cu ape, cu păduri, doamne, băi, stați așa, nu dați drumul la apă, na? Când vă spălați pe dinți, spălați-vă pe o parte dimineața, pe o parte seara, dușul faceți-l numai împreună ca să economisiți apa, băi, nu udați plantele, dă-le acolo, băi, nu mai udați, adică ce, ați înnebunit de cap, adică cum, apa e la preț de aur, da? Și încă ceva,
s-a ajuns pe aici pe acolo, prin România asta, ca primarii, da? Primarii să aibă niște ieșiri extrem de interesante. Prima ieșire o vedem acum pe ecran. În comuna Cătunele, da? Domn primar pe numele lui Țuilă. Așa îl cheamă, dacă am greșit, nu știu. Iată ce zice domnul Țuilă, că să vă citesc. Stimați cetățeni, mai lipsește o lăcarul ăla cu toba, ca să dea așa, cu două bețe, da? Trecem o perioadă grea cauzată de seceta din luna iulie. Apa potabilă distribuită la populație este tratată cu clor, ceea ce va duce la uscarea plantelor. De asemenea, în urma comparării măsurătorilor de la apometrul principal cu totalizarea apometrelor abonaților, rezultă că se fură apă. Vom recompensa pe cei care vor da informații sigure și susținute. Hoții de apă nu sunt prietenii noștri, ne urăsc, ne fură din buzunar, ne fac să suferim. Aveți curaj și dați-ne informații. Anunțați-ne de persoane care lasă apa să curgă pe furtun mai multe ore. Ca sancțiuni, cei care vor fi prinși că sustrag apa vor fi debranșați, vor plăti pierderile de rețea, li se va întocmi dosar penal și nu vor mai avea acces la rețeaua publică. Folosiți fântânile publice și izvoarele pentru a uda plantele. Trebuie să conviețuim și în situații dificile. Să fim uniți și să ne respectăm, zice domn primar Țuilă din Gorj. Dar tot în Gorj, doamnelor și domnilor, s-a întâmplat o mare nefăcută. Hai să vă prezint invitații până la nefăcută, că primarul acela va fi în legătură directă cu noi. Monica Tatoiu, bună seara! Bună seara! Petrișor Peiu, bună seara! Bună seara! Mihai Belu, bună seara! Bună seara! Am preferat să nu iau niciun politician astăzi, pentru că este vremea oamenilor din societatea civilă. Bun! Și acum, un alt primar, domnul Pigui, da? Tot din județul Gorj, din Poștișani, cred că se numește comuna, da? Peștișani. Peștișani? Peștișani. E foarte tare. Domnul Pigui a făcut la un radio local din județul Gorj, de tot în Gorj, da? Se întâmplă asta, o declarație extrem de ciudată. Haideți să ascultăm declarația și apoi stăm de vorbă chiar cu omul care a făcut această declarație. Este un sfert din localitate, un sfert din localitate care este afectat în perioada aceasta caniculară. Și asta se întâmplă pentru că o rețea de alimentare cu apă de uscat este utilizată ca și o rețea de irigat, ceea ce nu este normal. Eu, dacă aș fi în locul celor de la Aparegiu, aș face dosare penale. Ești vrea în pușcărie pe acești oameni care ia dreptul bolnavilor și copiilor la apă. I-aș băga în pușcărie pe cei care udă porumbii în această perioadă în care alte familii n-au apă să bea de sete. I-aș băga în pușcărie pentru că asta înseamnă nesimțire. Și nesimțirea trebuie băgat la pușcărie. Udă nesimțire, udă cu nesimțire orice. Udă gazonul, udă porumbii. Eu i-aș împușca pe oamenii care iar dreptul altor oameni de la civilizație. Adică sunt familii care au copii mici. Sunt familii care au bătrâni, bolnavi, care stau la pat. Și întuiți la pat zi și noapte și nu au cu ce să se spele din cauza că unii udă porumbii. Da. Domnul primar Cosmin Pigui este cu noi prin telefon. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Cum adică i-ați împușcat, domnul primar, pe aia care udă porumbul? Domnul... Botin mă numesc, Laurențiu Botin. Da, domnul Botin, nu vorbeați dumneavoastră și eram defazat față de televizor, vă văd la televizor vorbind și... În primul rând, vreau să știți că în anumite situații se poate accepta un limbaj figurativ ca să atragi atenția asupra gravității situației în care ne aflăm. O situație în care ne aflăm, aceea cu copiii și cu bătrânii care nu au apă, pentru că unii udă porumbii, nu a zis că udă roșile. Că udă porumbii. Nu poți să iei dreptul unei persoane de la a se spăla, e în pericol sănătatea publică a localității. Și dacă te duci prin comună și întrebi pe unul, domne, ai apă la rețea? Și când îl vezi că se uită peste gard și furtunul e pe poiană
uite dacă curge apa pe furtun. Pentru că robineții sunt deschiși non-stop. Sunt și alți oameni care au dreptul de a avea... Dar pontoare nu sunt, că ar trebui facturați. Stați un pic, lăsați omul să zică. Da, domn primar, vă rog. Bun, noi... În acest moment, sistemul de alimentare cu apă este calculat după normativele europene. Avem o finanțare de 13 milioane de euro pentru apă și canal, fonduri europene, care va permite redimensionare, dar în niciun caz nu va putea fi sistem de irigații. Rămâne tot o rețea de alimentare cu apă de uz casnic. Dar ce scrie în contract? Aveți, fiecare cetățean al comunei are un contract, bănuiesc, cu cel care entitatea care furnizează apă. Da? Are un contract? Există un operator regional cu care cetățenii au contract. Cu care există un contract. Pe baza acelui contract se plătește. Inclusiv și eu plătesc și apa din fântâna mea personală. Așa e? Dar... Deci are un contract. Scrie în contractul ăla că n-are voie... Are o paușal la apă sau cum? Scrie în lege, doamnă. În contract. Păi nu, e un contract între un consumator și un agent economic. Nu complicați, rău de tot. Altceva vreau să întreb. Dacă în contract nu zice... Doamnă, stați un pic, nu. Altceva, că dincolo românul nu înțelege contractul, legea apelor. Oamenii plătesc cantitatea de apă pe care o consumă. Eu aici cred că e de fapt problema. E o întrebare bună. Nu. Cum pentru nu? Că o fură. Adică n-au contoare. Asta, aici vreau să ajung. Ba da, au contract. Sunt contracte pe apometru și contracte paușal. Dacă știi ce este paușal... Paușal. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă paușal. Deci ei lucrează pe paușal? Unii sunt pe paușal, da. Și aia de pe paușal își undă porumbul și dumneavoastră faceți o echipă de pușcași lunetiști și îi împușcați în rotulă. Sau cum? Metaforic, până la urmă. Nu la propriu. Domnul primar, deci nu există așa ceva. Deci din punctul meu de vedere, în calitate de edil, de ales, nu poți să zici despre cetățenii care te-au ales sau la adresa lor nici măcar metaforic că i-ați împușcat. Am și eu doi copii mici, domnul Botin. Am și eu doi copii mici și am și eu drepturi ca și dumneavoastră. Nu sunt doar edil și dacă sunt edil înseamnă că sunt preș oricui. Păi stați puțin că nu trebuie să fiți preșul nimănui, dar deocamdată eu cred că situația este invers. Deci domnul primar, eu asta vreau să vă sfătuiesc, că ați devenit celebru în toată România, spunând că dumneavoastră i-ați împușcat pe cei care udă, mă rog, porumbul cu apa din rețea. Domnul Botin, am devenit celebru în România în momentul în care l-am băgat pe Mischie în pușcărie ca jurnalist. Restul este o totală listă de profesionalism din partea presiei care a luat-o ca mai de mine ce s-a întâmplat, că a zis primarul ăla de la Peștișani că trebuie aplicată legea. Deci, încă o dată, nu-i vorbesc, stați puțin, doamna tatu, stați că mă întoarce. Domnul primar, încă o dată, a spus că i-ați împușcat pe cei care udă porumbul. Deci dumneavoastră clamați acum respectarea legii, dar spuneți într-un interviu în spațiu public că domnule, dumneavoastră i-ați împușcat. Acolo legea nu mai există, că îi împușcați, că ieșiți pe stradă și vă uitați. Cine mă? Belu, la ce casă stă? A doua după biserică. Ia uite, mă, are un furtun. Pac, două glanțe în frunte. Păi dacă eu am zis, domnule, că aș împușca, dumneavoastră zis, domnul primar. Deci, îmi permiteți să vă dau un sfat? De management. Deci, ziceți că consumă pe paușal, ei au un consum mai mic pentru care plătesc. La sfârșitul lunii vă dau un sfat, ca să nu mai intrați în atenția presei. Faceți un calcul cât s-a consumat peste consumul stabilit la început pe paușal și tot ce este în plus împărțiți în mod egal la ăia care n-au contoare și au paușal. Și poate ați rezolvat toate problemele. Dar omoară și pe ea care nu consumă. Da, Tatoiu. Doamna Tatoiu, ce face? Și atunci să se dea în gât fiecare. Doamna Tatoiu, conform legii din România, domnul primar poate să facă multe lucruri. Poate să facă plângere penală pentru furt de apă. Dar nu pentru ce să faci plângere? Nu știu.
a zis că respectă legea. Pe mine mă interesează așa. Deci este primul edil din România, de după vânzoleala aia, de când suntem noi capitaliști, care spune că ar împușca niște cetățeni. Și după aceea îmi spune mie la televizor că trebuie respectată legea. Eu asta nu înțeleg. E deci ca un părinte care îi spune copilului că îți rup gâtul că eu te-am făcut. Da, dar nu e ok. Pentru că el nu e în stare. Păi da, primarul. E o figură de stil. E domnul lipsă. Primar, deci a fost figură de stil asta acum pe spun. Bune, cu împușcat. Dar trebuie să desenez. O licență poetică. Este Damintea Cocoșului, că a fost o figură de stil și a vrut să atragă atenția asupra unei situații. Dar asta înseamnă că dumneavoastră sunteți slab. Nu vă supărați, domnul primar. Un părinte care spune ceva, că te iau la bătaie la copil. Un primar care spune că te împuși sau licență poetică. Dovedește că dumneavoastră sunteți slab. Un șef, un edil, trebuie să aibă soluții, nu să externalizeze responsabilitatea la aia pe care îi conduce. Soluții avem, doamna Tatoiu. Păi, atunci aplicațiile. O comună din Gorj care am obținut finanțare 310 milioane de euro europeană pentru apă și canal. Felicitări. Și dacă aia o să șude porumbul, îi împușcați și pe aia la un moment dat. Bine, metaforic. Ar merita împușcați, dom'le. Domnul așa zice dumneavoastră că ar trebui să fie pușcat X sau Y. Eu nu mai aveți o listă cu împușcabile din comună? Domnul primar, doamnă, tatu, dar de ce să... Dar nu poți, domnule, să faci chestia asta. N-ai cum să zici. Dar, doamne ferește, dacă s-ar trezi cineva, nu știu, cineva din guvern, bă, mâine ăia care nu știu ce au freza pe dreapta și căvașă bleu deschis cu mare domnul Peiu, gata, bă, trebuie împușcat. Domnul Peiu zice, aoleu, metaforic. Nu, Comisia Europeană să fie prima care o să metaforic. Facă asta. Domnul primar. Jurisprudența Curții Europene spune că ai voie să folosești un ton mai agresiv pentru a atrage atenția unor aspecte grave care afectează societatea. Dumneavoastră, în continuare, spuneți că... Una e să folosești un ton agresiv, alta e să spui... Domnul primar, dumneavoastră, în continuare, credeți că ceea ce a spus este ok? Domnul Botin, puteam să spun că ar trebui tras și țeapă. Ah! Ar trebui amendat. Ce vă convine mai mult? Cum vă place? Nu, trebuie să spuneți, trebuie să fie grave. Pedepsiți conform legii. Asta sună bine. Corect, așa am început. Da, da, Tatăl, ce infracțiune fac? Dacă permiteți. Băi, senzațional. Jurnalistul de la radio local, auziți? Da, vă auzi. Jurnalistul de la radio local, în momentul în care v-a contactat telefonic, venea de la un incendiu de vegetație, da. Unde niște personaje, de fapt, de câteva secunde plecați de acolo, dăduseră foc ei acum pe canicula asta, că nu îi deranja că nu e sfânt și că s-au făcut nu știu ce bureni. Și eu, primarul, trebuie să mă duc să stic focul acolo, pentru că trebuie să repar după fiecare și să fiu atent la fiecare ceea ce face. Și poate mult să-și bat joc de comunitate și de restul membrilor al comunității. Atunci, coalizați pe cei care sunt cetățeni buni și care vă ajută și împreună îi convingeți și pe aia care ies de rând. Stați un pic, compania de apă a cui este? Este un operator regional. Bineînțeles că și dumneavoastră au greșit. Dumneavoastră nu aveți o relație contractuală cu cetățenii. Paușalul înseamnă ca tot să plătească. Nu că faci contract, plătești unul sau doi și mai sunt trei în casă care nu plătesc. Am înțeles, dar dumneavoastră nu aveți o relație contractuală cu cetățenii respectivi. Ci compania de apă, care nu e a primăriei. Dar știți, pe mine mă sună oamenii cu bătrâni bolnavi în pat și cu copii mici că n-au apă. Și mă uit la altul care udă porumbii. Pe mine înțeles, mă sună... Dar dacă vă sună unul... Dar nu, ăla dacă la care vă uitați, eu cred așa, hai să căutăm și altceva. Să-i tragem pe roată, să-i spânzurăm de urechi. Hai să mai căutăm niște de-a... Domn primar, nu e ok! Înțelegeți? Nici măcar ca figură de stil, nici măcar ca feng shui, dumneavoastră, în calitate de edil, nu este ok să folosiți astfel de lucruri. Da? Că a zis Comisia Europeană că un ton mai ridicat, gata, o să tremure ăla care fură apă sau care udă grădina. O să udă grădina și mâine. Că-l doare pe el la bască, că veniți dumneavoastră să-l împușcați, să-l trageți în țeapă, cum mi-a spus acum două secunde.
Nu, da. Deci, asta încerc să vă spun. Deci aici nu știu dacă dumneavoastră ați făcut până la urmă o declarație nefericită că, și ați vrut să subliniați gravitatea unei probleme în ceea ce privește apa. Normal, sau pur și simplu ați gândit-o așa cum să ies eu în evidență. Serios, că acum nu mai înțeleg că, vă, și că, că și cu noi aici spuneți mai departe. A, nu vă convine, împușcați, poate e bine trași în țeapă. Nu. Mai aveți? Eu le înțeleg. Atenția, au de situații grave. Domnule, făceți-le plângere penală. Aveți lege, aveți bază? Da, numai asta nu mi-ai făcut. Numai să stau, fac plângeri penale. Aveți dreptate. Mai bine faceți rost de un 765 frumos cu un încărcător. Băi, și-l duci, la Ioane, da. Ia ieși, mă, până la poartă. A, vin încoace. La Orențiu. Da, eu le înțeleg pe domnul primar. Și dacă aveți niște țepe de la băieți de aia care au fabrică de lemne, băgați și o țeapă în profundor, lunea Ioane. Cine știe ce are satul ăla și cu cât ce are? Ce are, doamna? Eu le înțeleg. Doamna, tată, nu poți, că e încăpățânat, domn primar. Nu vreau să înțeleagă că a făcut o gafă. Da. Care, atenție, domn primar, vă ajută, că știți ceva? Jumate din comună spune bravo, domnul primar. Pe aia care trag și își văd de treabă și sunt sătui. Nu, și eu i-am bătut pe elevii mei și nu era boie. Că le suna apa în cap. Domnule, stați puțin, asta nu-i treaba primarului. Păi asta ce și eu să spun. Da, și nu, dacă nu-i treaba consumul ta... Consumul de apă e treaba companiei operatorului, da. Probabil că sunt lucruri mai vechi. De unii care nu ascultă și așa și a răbufnit. Nu e bine. E condamnabil, dar l-am înțeles pe domn primar. Laurențiu, eu altfel aș vedea situația asta coroborată cu celălalt caz, tot din Gorj. S-au băgat o grămadă bani europeni în canalizare și în rețea de apă la țară. Lumea n-are bani să plătească nici canalizarea, nici apa și probabil că nu o să aibă bani să plătească nici gazul când o să bage gazul prin Angel Sanini. Ideea e că oamenii, dacă nu s-au trezit cu rețeaua respectivă, cine, cui, la alegeri o fi dat unea prin cap, nu le face la paușal. Păi pune la pometre, nu paușal. Au văzut că e la paușal și au zis, bă, ce udăm? Păi roșiile, porumbii, grădina și așa mai departe. Situația asta arată un fenomen, părerea mea, care e foarte interesant, mai ales acum în buza momentului în care se dă drumul la cele 10 miliarde din programul Angel Sanini. Încep să reverse așa în toate comunele din România. Să știe și primarii ailalți ce pățesc în momentul în care bagă... Dar există bani pentru alimentare cu apă în PNRR pe mediu, că un miliard și ceva. Alimentare cu apă? Da, da, prin conducte de apă și de-astea. Nu? Da, încă o dată, nu se va da drumul la niciun program. Deocamdată, la 6 luni, avem mai puțin bani investiții publice anul ăsta decât anul trecut. Domnul primar, încă o dată, vă întreb clar și tranșant. Vă faceți apărătorul legii, serios, dar nu suntem la Haiducilor 7 căi, nici la Terente, oricât am crede noi, da? Deci nu merge asta cu împușcatul, cu trasul în țeapă, cu ce vreți dumneavoastră. Că i-ați băgat la pușcărie. Dumneavoastră nu băgați pe nimeni la pușcărie. Judecătorii bagă la pușcărie. Dumneavoastră nu împușcați pe nimeni, că sunteți primar. Dumneavoastră nu trageți în țeapă pe nimeni, că nu sunteți primar. Aveți niște puteri... Sănătatea publică în pericol merită să fie sancționat. Păi dar ce... Sancționați-i, făceți-le, Dumnezeule, tăiați-i de la ajutoare sociale, lăsați-le pământul în fața porții. Habar n-am, nu știu, dar aveți prerogativele dumneavoastră, dar nu veniți să-mi spuneți acum că legea vă permite să ieșiți și să spuneți că trebuie împușcat sau trași în țeapă, cum mi-a spus mie acum. Adică nu e ok, chiar nu înțelegeți. Domn primar, nu vă lasă ăștia până nu spuneți că vă pare rău și să și reformulați. Ascultați-mă pe mine, faceți că eu am trecut prin de stil. Vreți să mă dezgrop și eu scheletele acum? Spuneți, sunteți legeți asta. Eu am trecut prin asta. Terminați-o cu... Nu, îți spuneți doar așa. A fost o exprimare, cum fac și politicienii. Domn primar, asumați-vă, domnule, fiți bărbat, ca și în cazul Buhnici, da? Domnule, fiți bărbat, domnule, poți să spui am greșit sau poți să-mi spui acum în emisiune, nu, domnul Botin, eu sunt de părere că ăștia trebuie tras în țeapă sau dacă nu avem țepe, că costă mult lemnul, că costă așa... Cacofonia e normală, da, și e intenționată. Domnule, îi împușcăm. Adică aveți două asumări aici. Păi cu vergeturi îi împușcăm. Ea cu burta. Înainte de a interveni eu, am spus că trebuie sancționați. Da?
trebuie sancționați dur. Eu am folosit această figură de stil pentru a atrage atenția asupra situației, că nu este o situație simplă. Și îmi pare rău, am exagerat, nu am vrut să spun asta, nu? Exact, dar ai Laurențiu, că asta vrea să spună. Doamna Tatoie, mă lăsați, că îmi dădea lecții bănați. Asta vă mulțumește, că văd că s-a făcut un cap de țară. Domnule, vă ajut, domnul primar, vă ajut, domnule. Deci lăsați să stați edilul și ălora care udă pinguinea, care udă porumbul cu apa din contractul lor de la o societate care nu aparține primăriei și ălora care suferă că alții nu știu ce udă și nu mai e zi, viteză pe țeavă la ceilalți. Acum, serios. Debit. Da, domn primar, are statul dumneavoastră datorii la compania aia de apă? Satul, o zi, domn, cum cine? Comuna? Comuna, domn. Nu. Nu aveți datorii. Domn primar, dar explicați și mie, că tot n-am înțeles. Deci dacă ăla audă grădina, da? Care altul din capul satului nu mai are apă sau cum? Rețeaua de apă este prin cădere. Cei de la cădere, cădere se scurge de la nord la sud. Cei din nordul localității rămân fără apă. Pentru că se irigă, scade presiunea pe conducte și nu mai au apă. Și au și dreptul să spele rufele, să nu-și adă mașinile. E ca la bloc. E ca la bloc. Ăla care stă sus nu ajunge apa că hidroforul nu-i puternic sau nu e suficient de mare pompa. Da, acum v-ați interesat că probabil aveți departament juridic. Dumneavoastră primăria, aveți vreo putere legală să impune țăluia care face ce vrea cu apa de la el, din casă, să impune să consume mai puțin sau asta? Sau e doar o chestie morală? Nu, e doar o chestiune morală. Dar cetățeanul apelează la primar când are probleme. Nu e. Deci morala are legătură cu cele 10 porunci. Asta înseamnă morală. Acolo, ce să mai spune? Prima e să nu ucizi. Da, domn primar, deci am înțeles că doar e doar o figură de stil. A fost o figură de stil nefericită. Și aia cu țeapa tot o figură de stil, da? Normal. Am eu și câteva figuri de stil pentru politicieni. Da? Bine, bine, domn primar. Hai, să fie așa cum ziceți dumneavoastră. Vedeți că am fost corect cu dumneavoastră și n-am mai dezgrăbat niște scheleți din dulap. Auleu! Da? Mulțumesc! Seară bună! Știe de la Laurențiu, le știe pe toate. Păi nu are rău, că dacă zic acum... Dar de la ce zic. Partid e? Dar nu mai contează. Ba, ba contează? Dar nu că n-a, adică m-a luat așa, a fost chiar un pic... Chiar nu contează, chiar... E de la partid. Într-adevăr, e greu. Pentru acest primar a fost greu să facă trecerea în partea cealaltă a baricadei. Era venit din presă. El dacă era de partea asta, probabil că ai făcut la fel ca Laurențiu, când a ajuns acolo și un primar performant, eu l-am urmărit așa, când a ajuns acolo și a văzut că nu e așa simplu, că noi uneori mai suntem răutăcioși de aici, că e mai simplu, nu le știm pe toate. Dar, într-adevăr, nefericită figura de stil. Eu înțeleg. Deci eu am lucrat și în privat și în... Îți vine, pe unii. Nu pot să-ți spun. Am înțeles, dar ce treabă are primăria cu consumul de apă? Păi vin ai lați nemulțumiți și ai lați nu știu când are să-i trimeată la compania de apă, adică la Consiliul Județean, la asociere. Și la votul ăia spun că votează compania de apă. Pe bune. Nu e ca la economie la tine, că ai ieșit la tablă 5%, 2% sau mai inflație. Dacă ați fi primar unei localități, da? Presupune a fi ziarist, fost ziarist, că mi-a avut grijă să-mi spună că el l-a băgat pe pușcărie, în pușcărie pe mischie. Nu el l-a băgat, l-a băgat instanța, dar nu mai conștiu. Da, pe baza dezvăluirilor. Doamna Tatoie, lăsați-mă. Pe baza faptelor care le-a făcut. Lăsați-mă că mă apucă nervii. Da? Eu nu sunt în presă așa. Da? Mă ascult pe voi. Așa, domn primar are și el dosar penal. Wow. Adică lăsați-mă, da? Aurențiu, a pus șoferul să fie zică că a fost el la volan, mă nu rog, a fost poate. Achitat, s-a reluat dosarul. Hai că ce? Da, asta e altceva. Ce copii sau asta? Păi dai mie cu legalitatea și cu asta să se lasă. Asta e altceva. Hai, e ca la Rudel Obreja. Da, o fi greșit, dar nu l-a... Deci, bun. Două cazuri de botulism, doamnelor și domnilor, la Spitalul Județean din Suceava, un copil și o femeie. Doamna doctor Monica Terteliu este cu noi, cea care a îngrijit și s-a ocupat de aceste cazuri. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi. Bun, doamnă, ce cu botulismul ăsta? Că am îngrozit întreaga țară.
cu știrile astea. În primul rând aș vrea să precizez că eu împreună cu echipa mea, echipă formată din medici infecționiști și medici de pe terapie intensivă, am îngrijit acești doi pacienți. Despre botulism, el este o boală rară. Este datorată toxinei botulinice care se găsește în alimente, în special în conserve, incomplet sterilizate. Atunci când pacientul ingerează o cantitate mai mică sau mai mare de acest aliment incomplet sterilizat sau incorrect sterilizat, se declanșează această boală care constă în paralizii progresive, care pot duce în final la deces, dacă ea nu este tratată, dar în primul rând diagnosticată precoce. Bun, deci de la conserve, doamnă, am înțeles că un copil de câți ani, doamna doctor? Un copil de 7 ani. Am a găsit o conservă pe câmp și a mâncat-o? Nu. Conserva era de acasă, însă a fost consumată pe câmp din afirmațiile mamei. Direcția de Sănătate Publică va stabili dacă este vorba despre acea conservă sau nu, în urma anchetei epidemiologice. Dar deocamdată, ca și cauză, din anamneza atent efectuată, acest lucru am găsit. Bun, deci copilul și s-a dus și leva la producătorul ăla, la importatorul conservei, adică e posibil să mai fie pe piață în momentul ăsta conserve care să fi fost dintr-un lot incomplet sterilizat, știu eu? Noi am anunțat DSP-ul și aceasta este într-adevăr treaba lor. Depinde foarte mult și de condițiile care sunt păstrate aceste conserve. Pentru că în momentul în care consum aceste conserve în condiții de căldură excesivă, cum este în cazul acestei fetițe, dacă se adeverește că a fost consumată conserva pe câmp după ce a stat o perioadă îndelungă la soare, sigur că aceștia sunt factori favorizați. Ce fel de conservă era? De pește? De carne? Nu, era o conservă pate de ficat. Aoleu. Produsă unde? România? Și în cazul, și am înțeles că... stați un pic, doamna Tatoiu. Doamna doctor, și în celălalt caz, în cazul, încă o femeie a mai fost diagnosticată cu botulism, da? Tot cu conserva? Da. E o conservă preparată în casă, o tocană de legume. Aoleu. Deci nu este din comerț. Incomplet sterilizată, da? Deci, fetița, copilul a mâncat o conservă de pateu pe câmp, zice, presupunem că de acolo, da? Iar femeia, primul caz, o tocană de legume, cum se face acasă, nu se pune la borcan și se ține pe mai încolo, da? Conserve de toamnă, sigur, da. Și astea, dacă stau în căldură acum, își pierd din sau nu sunt sterilizate... Exact, dacă nu sunt sterilizate corect. Dar asta, acest clostridium botulinum se dezvoltă în cadrul acestei conserve incomplet sterilizate și în momentul în care mănânci apare această boală, care e o boală rară și punctul cheie constă în diagnosticarea precoce. Aici vreau să vă întreb, ok, e foarte greu pentru că simptomele sunt diverse. Nu există un simptom neapărat, dacă are paralizie, cum spuneți dumneavoastră, mai degrabă vă gândiți la ceva neurologic, nici de cum, infecționist sau gastrointestinal sau, mă rog, habar n-am, nu sunt medic. Adică cât e de greu sau cât e de ușor să ratezi un diagnostic? Mai ales că e o boală extrem de rară. Este ușor să ratezi acest diagnostic, dar dacă ai o echipă potrivită, atunci lucrurile se simplifică. În cazul de față, fetița a fost internată, așa cum ați precizat și dumneavoastră, cu o suspiciune de boală neurologică, de intoxicație, internată inițial pe pediatrie. Și acolo colegii pediatri, în urma excluderii elementului toxicologic, pentru că examenul toxicologic a ieșit negativ, și în urma unei anamneze atent efectuate, colaborate cu simptomele clinice, au ridicat suspiciunea de botulism împreună cu consultul nostru al infecționiștilor. Atunci pacienta a fost transferată de urgență în cadrul secției noastre și a început o cursă contra cronometru pentru procurarea acestui ster antibotulinic, pentru că administrarea cât mai precoce asigură oprirea progresiei paraliziilor și astfel succesul terapeutic. Cei care, mă rog, sunt infectați, e vorba de o infectare aici, vor rămâne cu sechele odată ce au boala aceasta? Adică mai pot ajunge în 100% cum erau înainte? În timp, da. Încă o dată precizez, depinde cât de repede se diagnostichează și cât de repede se administrează acest ser
antitoxină botulinică. Se găsește serul acesta, doamna doctor, se găsește, este uzual sau trebuie preparat în laborator? Nu. Nu, nu trebuie preparat în laborator, se găsește, există un furnizor pe țară și se sună imediat la acest furnizor și se face comanda și în 24 de ore, așa cum am obținut și noi, chiar sub 24 de ore, serul este livrat pacientului. Ar trebui să evităm acum cu temperaturile astea să mâncăm astfel de conserve, că acum nimeni nu mai știe cât de mult și cât de bine a fost sterilizat. Da, în principal, cheia și ce trebuie să reținem este corect sterilizate, mai ales în cadrul conservelor făcute în casă. Sigur că și temperaturile înalte pot deregla acest lanț al sterilizării, dar în primul și primul rând trebuie parcurse toate etapele de sterilizare și aici sfatul meu către populație este atenție la metodele vechi și care sunt cele mai bune de sterilizare a conservelor în casă. Deci, în afară de faptul că produsul respectiv trebuie fiert, după ce este așezat în borcane, produsul împreună cu borcanele trebuie fierte din nou sau introduse în cuptor. Este foarte important. Câteodată se sar aceste etape, pentru că, pe de o parte, lumea modernă a pierdut poate din anumite îndeletniciri, dar uitați că, de fapt, ne reîntoarcem și la spălatul pe mâini, dar și la realizarea unei corecte sterilizări a conservelor de toamnă. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru detalii. Mulțumesc mult. Păi ce facem? Că noi avem acum la mare, la munte și în orice împrejurare, românii care n-au bani să stea la fiță la 45 de lei ciorba și ce fac? Mănâncă conserve de zor pe plajă, conserve ținute prin portbagajul mașinii sau cine știe pe unde. Și ajungi la spital și la spital, uite ce să zici, ce ai mă, o chestie neurologică și asta. Păi acela... atacă nervii. Păi nu, dar ce face? Botulinică atacă nervii. Uite ce se întâmplă, două cazuri de botulism, două, da, trebuie două de diagnosticate, că stai așa, că nu știi Dumnezeu stai de ce se întâmplă. Vara nu se mănâncă pate. Vara nu se, asta am învățat eu la țară, vara și noi mâncam iarna pate, da? Dar nu cineva vara. Cineva explică că dacă în timpul manipulării, de exemplu, conservele sunt lovite, imediat apare toxina. Să, nu știu de unde apare ea, de unde nu știu ce, nu dacă cred. E și foarte cald. Mă dar rog, nu, dar nu mănânci pate vara. Nu mănânci pate vara. Deci nu se mănâncă conservele cu capac umflat. Evident. Sub nicio formă. Păi deci asta înseamnă că a fermentat și foarte, face bum. Este foarte clar, imediat o să luăm publicitate. Da, cazuri au mai fost în România un singur caz de asta, botulism, să zic, cred că așa se provocat de toxina botulinică. În 2017, de asemenea, tot o astfel de conservă. Dar vă dați seama că în momentul în care populația se răcește, te duci și dacă ți-e foame, nu te mai gândești că mor după. Ok. Avem o dezbatere extrem de interesantă. Fondul FNI lucrează, dormi liniștit, telespectatorule, FNI lucrează pentru tine, guvernul pregătește un act despăgubiților după 22 de ani. Vă veți lua banii înapoi de unde? Tot de la noi, pentru că de ce? Habar n-am. Revenim în câteva minute. Bun, și acum apăsăm ca Harabela, întoarcem ca rumburac inelul și ne întoarcem în urmă cu 22 de ani și hai vreau, să urmărim. Eu vreau. Deci este prima dată când am moderator. Eu vreau, în urmă cu 22 de ani. Bag reclamă, fiți da. Atentă, în timpul unei emisiuni moderate care face parte din emisiuni. Ați înțeles, e ca logica primarului. Așa? Așa? Da, ia dați-mă reclama să vadă românii. Era mișto făcută reclama. Da? Da, mă, și acum 22 de ani,
meleoare de române au zis, iha, Japonia, mă duc eu, bag agoniseala de sub plăpumioară, de sub perniță din dulăpior, de sub zi, cum se cheamă aia, salteluță, și mă duc eu la FNI, că aia de la FNI îmi triplează mie banii chestii. După ce evident că au fost toate scamurile alea, cum zic americanii, cu ce? Cu Gerald, cu Zi, cu... Mondo Prosper, nu era așa? Caritas. Caritas a fost, deci, a fost Mondo Prosper. Și de-aia a apărut unul pe care scria Național, frate, Național, da? Bun, și-au rămas o grămadă de țepuiți de-a lungul timpului. Au trecut 22 de ani. Răstim, cum spunea cronicarul sau Șeherezada, zi, fata aceea, Vlas, Vla, nu? Maria Vlas. Pe care au luat-o, au găsit-o în Israel. Da, un pic pe la pușcărie, a fost și domnul Vântu un pic la pușcărie, acum are de lecție de afaceri pe internet, pe nu știu Băie ce. Deștept, ei, guvernul României s-a gândit acum că stai să vezi că a fost toată o încurcătură juridică și păgubiții, frate, vor primi banii înapoi, tot de la noi, că am jucat, că n-am jucat, dar ei și-au banii înapoi. Adică, întrebarea mea este în felul următor. Băi, ce asta? Taxă pe prostie? Pe bune? Vă rog. Ce? Statul a garantat atunci. N-a garantat cecul? A garantat cecul? Și care era de stat, nu? Da, da, cecul nu e statul român, adică tot. Nu, dar a fost o formă de garanție, nu? A fost, da, din partea cecului, din partea un aranjament. A fost un contract de fideiusiune din partea cecului. Oameni din managementul cecului au făcut o jumătate de contract prin care cumva aparatul de propagandă a lăsat să înțeleagă faptul că cecul ar garanta. Oamenii când au jucat aia păgubiții, n-au jucat, nu ăla a fost definitoriu la ei, faptul că ar fi garantat cecul, pentru că până în momentul ăla picaseră băncile toate și Bancorexul se testa și picase, așa că faptul că a garantat sau nu cecul nu i-a detenat pe ei să joace. Pe ei a detenat să joace câștigul foarte mare propus. Pentru că după Caritas, Gerald și alte minuni de genul ăla, care fuseseră un fel de rost țigănește, așa, unde se ducea lumea și... Ce? Ce a fost, domnule? A avut niște... Cum erau roțile alea, nu știi cum se organizau? Așa, roțile. Roțile. În, după alea, când lumea nu era învățat. Roțile romești? Sau cum dar nu, domnule, asta e denumirea e populară. Dar Ion Budai de Leanu ce a scris? Romania, da? Da, da. Hai, domnule, suntem chiar un mai cărți. Vedeți că se uită Uniunea Europeană la noi și ne arde cărțile. Băieții aia de la Gypsy Kings, nu, după ce a fost perioada în care lumea neînvățată, că n-a fost numai în România, în toate țările din estul Europei au fost și în Albania. Soacră mea, Dumnezeu să o ierte, de odată a pierdut și a mai dus odată. În Albania s-au împușcat aia acolo după ce și-au seama că au pierdut. Și după perioada aia a zis, domnule, ce facem? Nu mai e voie, Caritas face niște reglementări. A apărut FNI-ul ăsta împănat cu personalități, cu securiști, cu, adică avea o doză de credibilitate, printre care o parte era dată și de cec. Acum, nu e normal să plătim noi. Evident. Noi statul. Nu știu, să se fi descurcat cu cec. Păi nu, noi suntem statul. Să îl văd pe ăla de la cec care a semnat contractul și a asumat garanția ce păi s-a întâmplat cu el. Că... Păi, stai puțin, atâta timp cât vezi în consiliul de administrație niște papagali sau papagalițe sau alte păsări cu aripioare, da? Care nu, care au sau ăia care semnează, da? Pe vremuri gestionarii trebuiau să vină cu... Bun, hai să facem în felul următor. Hai să luăm publicitate. Imediat după publicitate, 625 de milioane va da statul înapoi. Dumnezeule, putem... Se mai împrumută. De lei. Da? Vedem ce facem cu banii ăștia. V-am dat vestea pentru a trece la lucruri extrem de serioase. UNCR și toată lumea a agreat astăzi să reducem consumul de gaze cu 15%, dar e voluntar așa. Comentăm imediat, rând pe rând, doamna Tatoiu și domnul Pei o să ne explice cât de tare ne va durea. Imediat după publicitate revenim. Bun, dragilor, una din cele mai importante vești astăzi este aceea care vine de la Uniunea Europeană. Statele membre ale Uniunii Europene
au aprobat un plan prin care se angajează să reducă cu 15% consumul de gaze naturale până în martie anul viitor. Atenție, deci pe perioada iernii, da? Doar Spania a contestat această decizie. Nu, mai mulți. Bun, au mai mărit. Mai mulți, deci ăștia din sud. Doamna Tatoi, au mai mărit unii și alții, așa. Ăștia au dat o lambadă acum că decizia asta ar fi una voluntară în funcție de necesități. Ăștia românii, ai noștri, au spus, domnule, noi să nu ne facem foarte mari probleme, că noi avem depozitele de gaze umplute peste recomandarea Uniunii Europene și nu știu ce, dar nimeni nu spune. Nimeni nu spune despre prețul gazelor. Și acum fac o scurtă paranteză ca să înțeleagă toată lumea și vă întreb și pe dumneavoastră, care oricum sunteți mult mai bine informați decât mine. Am avut o teorie, da? Și am văzut la un moment dat că în toată vânzoleala asta de Uniunea Europeană, anti-Rusia, singurul stat care încă mai cumpără gaze din Rusia este Ungaria. Nu, doamne, și noi cumpărăm. Stați o secundă. Iar Ungaria a cerut... Și Italia cumpără, da. Ungaria a cerut Rusiei o suplimentare. Cu 700 milioane de metri cubi. Bravo, Petrișor Pei, da? Pe care ce? Să-i înmagazineze și probabil... Îi vor vinde la niște prețuri de ne vor durea dinții când nu vom avea la iarnă. Și cred că de aia nimeni nu spune nimic Ungariei. Pe principiu... Ungaria, niște gaze, nu cumpără. Nu numai Ungaria ia gaze de la ruși. Bun, haideți să vedeți povestea cu gazele cu Uniunea Europeană și apoi o să vă explice oamenii noștri aici în studio cu cifre. Statele membre UE sunt sfătuite să reducă consumul de gaze înainte de venirea iernii. Asta arată acordul semnat la Bruxelles de ministrii energiei. Țări precum Malta sau Irlanda sunt exceptate de la plan deoarece nu sunt conectate la rețelele de gaze ale altor țări din Uniune. Dată fiind prețurile ridicate la energie actualmente, bugetele naționale deja sunt sub o mare presiune, deci avem nevoie să accelerăm discuțiile în legătură cu price gap-ul și optimizarea designului pieței. Reducerea consumului de gaz este o măsură voluntară, însă situația s-ar putea schimba în cazul în care vor exista probleme de aprovizionare a gazului pe plan european. Posibilitatea de a declara o stare de alertă a UE care să declanșeze reducere obligatorie a consumului de gaze în statele membre oferă un semnal puternic că Uniunea va face tot ce este necesar pentru a-și asigura securitatea aprovizionării și pentru a-și proteja consumatorii, transmite Comisia Europeană. Politicienii români sunt sceptici cu privire la raționalizarea consumului de gaze. Poate ne gândim la consumatorii industriali din economie, ne gândim, poate să reduce și cred că nu e un lucru rău. Dar niciun caz pentru consumatorul casnic, pentru cetățean, nu poți să vorbești de o asemenea reducere. E exclus așa ceva. Între timp, un nou scandal stă să izbucnească în coaliție. PSD vrea revenirea la piața reglementată a energiei, deși liberalii au spus în nenumărate ori că piața trebuie să fie liberă. Cred că sunt foarte sincer, cred că nu putem suporta de la buget, compensările pe care le-am făcut. Și cred că unii în perioada asta sunt grași foarte tare și toți românii o duc foarte rău. Piața a fost liberalizată la 1 ianuarie 2021, iar de atunci facturile au explodat. Specialiștii avertizează că situația va fi și mai gravă anul viitor, când măsurile de sprijin luate de guvern vor expira. Bun, iată ce vor ei. Ce avem noi, în schimb, Petrișor pe ei. Ce avem? Avem nevoie, de ce? Păi, toată lumea are nevoie de gaze. Acum trebuie să spunem un lucru foarte clar. Dacă te încălzești cu gaze naturale, plătești de 3 ori mai puțin decât dacă te încălzești electric. Clar. Asta e clar. Avem, pe de altă parte, șansa istorică de a fi contemporani cu o generație de politicieni europeni care au înțeles și apreciază la justa valoare tezaurul inestimabil de gândire teoretică și experiență practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ura! Și care au înțeles că singura soluție este să dăm robinetul mai încet. Păi, nu dăm noi? Acum, hai să vedem cam ce se poate face și ce spune Uniunea Europeană. Uite, eu v-am pregătit o pagină. Enel, care este cel mai mare care este cel mai mare furnizor de energie electrică din România, sau poate la egalitate cu Electrica, a trimis către toți clienții săi care este sursa energiei electrice pe care o vinde consumatorilor. Și iată ce aflăm aici. În România, da?
ponderea cărbunelui în producția de energie electrică este de 18%. În ceea ce cumpără Enel, e de 32%. Da, de ce? Energia electrică făcută din cărbune e cea mai scumpă. Păi exact. Energia din sursă hidro, din așa? Sursa căderii de apă, este 30% pondere în România în general, la Enel 28%. Păi da, e mai ieftină electrică. Nuclearul, care și el e ieftin, 19% în România, aproape 15% la Enel. Vântul, 11%, vântul... Da, așa? 11% în România, 6,37% la Enel. Iată, dacă ne uităm cu atenție la ceea ce informează Enel pe proprii consumatori, o să vedem foarte simplu că Enel cumpără energie mai scumpă decât media din România. Și atunci normal că va vinde o energie mai scumpă către consumatori. De ce? Și ajunge la ceea ce spune reputatul Paul Stănescu, care zice așa, că unii se îngrașă. Păi normal, pentru că Enel cumpără energie de unde poate la orice preț. Nu-l interesează. Pentru că el știe că statul o să-i îi dea? Va plăti diferența între prețul ăla plafonat cu care Enel vinde la consumatori și prețul cu care Enel cumpără. Poate să cumpere cea mai scumpă energie, statul îi dă diferența. ANRE-ul bifează și domnul Căciu îi plătește diferența. Și atunci, pe bună dreptate, la un moment dat poate să ajungă până la cer. Până la ceruri. Păi și, bine, și două secunde, întrebarea e așa. Mă uit eu pe hârtia respectivă. Dacă în România se produce cât e acolo? Ponderea hidro cât are? Ponderea hidro e 30%. A, și Enelul practic e undeva pe lângă. 28, da, dar la cărbune, care e cel mai scump. Pentru că producția de energie electrică din cărbune are cea mai mare pondere a certificatelor verzi, a certificatelor de emisii de carbon. Și atunci, într-adevăr, corect observă domnul Paul Stănescu chestia asta. Dar eu întreb, unde era Paul Stănescu acum 6 luni? Nu era în aceeași poziție? Și toți ceilalți guvernanți. Că nu și eu el o cumpără așa pentru că o cumpără de la bursă, nu? Nu, o cumpără treaba lui de unde. Poate să fie contract bilateral, poate să fie la bursă piața zilei următoare, dar ideea e că nu-l interesează prețul la care cumpără. Pentru că el știe că statul îi va da diferența între prețul plafonat și prețul cu care el cumpără, indiferent de ce se întâmplă. Și atunci care e soluția? Păi soluția este, cum corect iarăși a spus domnul Stănescu, dar nu știu de ce n-a spus-o acum 6 luni, reglementarea. Nu, atunci nu era certat cu... Doamna Tatoiu, să vă spun că sunt foarte interesată. Să vă spun o chestiune. Eu sunt cu bătălii cu Enel. În România, la energie electrică, și pe aia ajungem și la gaz, la energie electrică avem așa, hidroelectrica, companie deținută 80% de statul român, 30% pondere. Eu acolo cu ei am contract. Nuclear electrica, că și scrie aici 20%, da? Rotunjim. Cărbunele, adică complexul energetic, Oltenia. Cât mai funcționează acum? 18%. Și ceturile, care merg pe gaze, da? Mai au și ele, iată, 17%. Toate astea sunt deținute de stat, da? Da. Ia hai să le adunăm. 30 cu 20, 50 și cu 35, fac 85, da? 85% din energia produsă în România e făcută de statul român. De statul român fixează prețul. Mergem la gaze. Romgaz face 5,5 miliarde de metri cubi, adică jumătate din consumul nostru. OMV Petrom, unde statul român are peste 20%, numai 20, face 3,67 miliarde de metri cubi. Și restul cumpărăm de la niște firme cipriote care scot gazul cu greu din Rusia și l aduc în Cipru și după aia nouă. Dar nici nu cred că l-aduc în Cipru gazul, cred că facturile doar. Da. E bine că e ca la greu. E bine că acele firme cipriote cumpără gazul din Rusia, că ei plătesc în ruble. România nu are nicio treabă cu această chestiune. Dar ideea e următoare. Statul român, care produce
85% din energia electrică și 50% din gazul consumat în România face ce preț vrea. Și atunci, de ce să nu vină statul român, că asta înseamnă reglementare, da? Și să zică. Da? Și să zică. Dom'le, energia făcută de hidroelectrică costă, acolo costul în general e datorită lui Dumnezeu, ca de apa. Și a generațiilor, și a generațiilor trecute, că de-aia spuneam de inestimabilul tovarăș Nicolae Ceaușescu, care a făcut hidrocentrale, că după aia nu prea s-au mai făcut. Deci cost cam zero. Și să vină statul român să zică, energia hidro costă atât, aia nucleară atât, în funcție de costul. Da. Și au dreptul și distribuitorii să aibă o marjă de profit, au dreptul și transportatorii. Asta stabilește ANR-ul. Păi e deja stabilit. Furnizorii o marjă de profit, numai producătorii n-au stabilit. Deci statul n-a făcut nimic. Și atunci treaba e simplă. Da, acum, revenind un pic la gaze, că vreau să spun o chestie. Vrei să pregătim tabla pe alb ca să fie tabla pe alb? Da, hai să pregătim tabla pe alb. Da, se vede foarte bine. Să vorbim și păi de nu se mai vede că e chestia asta. Hai să pregătim regia și deci, dați-mă voie și tabla pe alb. Deci, la ce spune este că 85% din energia electrică și da? Furnizorii cumpără, dar unde asta e problema? Că păi nu interesează prețul. El, furnizorul, știe că statul român îi va da diferența între prețul plafonat și prețul da, cu care practic cumpără, indiferent cât da, de mare. Dar stai o secundă. Practic, unde este grosul gheșeftului? Cum să spun? La producători. Dar ce se întâmplă la care producători? Care e stat? Păi hai să vă spun, la producători. Pe asta e interesant. Că mă enervez numai când nu, că eu l-am auzit pe unul astăzi, la, nu, că a zis că furnizorii deci, se îngrașă. Doamna stați tatălui. Puțin, ăștia ne spun nouă că trebuie să înțelegem că e jale și nu știu ce și să cine reducem... Cine zice? Ursula? Da? Ursula? Bun, ai noștri ne spun așa, stai mă că noi avem gaze, că am umplut vreo 50% depozitele și vine domnul Stănescu, paranteză, nu pot să nu observ că domnul Stănescu e foarte activ de ceva timp să, oare pregăte, de ce? Să pregătește ceva, Stănescu zice cu Victor Orban, Stănescu zice cu gazele, în mâine Stănescu... un festival democrației da? Și în Partidul da, Social. Da, e ceva, da, e ceva da, ciudat, vă rog domnul Pe. Ei conduc ANR-ul, ei împreună cu liberalii au ministerul, PSD-iști au ANR-ul. Bun. Avem și un ungur acolo. Și unul udemerist, nu un ungur. Ei sunt întâi udemerist și după aia unguri. Bun. Acum, cu gazele. Dom'le, trebuie să știm următorul lucru. Uniunea Europeană, toată, a cumpărat sau cumpără în anii buni 170 de miliarde de metri cubi de gaze din Federația Rusă. Așa. 170 de miliarde. Asta înseamnă jumătate din consumul european. Bun. Bun. Acum numai... Toată capacitatea terminalelor de LNG din Europa, toată, da? La un loc și să mai... Să le spunem, gazele alea lichefiate. E undeva la vreo 30 de miliarde de metri cubi. Deci asta ce au reușit să facă, pentru că nemții s-au opus... Bun. Să ne amintim? Putem să mai aducem din gazul ăsta care vine din Marea Caspică, din Azerbaijan, putem să mai aducem în plus 5-6 miliarde de metri cubi dacă se termină conductele. Gaz din Africa, nu ne vine nimic? Gaz din vine Africa. Din Algeria, dar ea era deja. Eu vă spun că era? Asta era jumătate. Mai vine din Algeria, poate să mai vină 1-2 miliarde de metri cubi în plus. Da? Și mai poate să vină din Norvegia 3-4 miliarde de metri cubi în plus. Păi dacă adun toate astea la un loc, am vreo 40-45 de miliarde. E frecție cu Diana la picior de lemn. Cum pot să înlocuiesc 170 de miliarde de metri cubi? Deci nu se și poate. Atunci trebuie să înțelegem două lucruri esențiale. Astea sunt niște decizii așa luate cum le-a luat Ceaușescu. În 81 plătim datoria, fără să gândească cum. Dom'le, cu ce înlocuiesc eu încălzirea pe gaz? Păi nu s-au gândit când au făcut Green Deal-ul? Dacă fac încălzire electrică, mă costă de 2-3 ori mai scump. Da? Electricitatea, kilowattul oră de electricitate costă astăzi de la furnizori ăștia către așa. Noi 1,3 lei kilowattul oră. Kilowattul oră de gaz mă costă 38 de bani pe kilowattoră sau 68. Deci la jumătate. Da. Vreau să plătesc dublu pentru încălzire?
Nu. O nebunie. Degeaba vreau că n-am bani. Ce fac cu industria chimică? Noi nu prea mai avem. A avut grijă Germania să ne... Toată lumea înjură Germania. Nu e așa. Da, Germania. Toată lumea înjură Germania. Dar dacă industria chimică germană nu ar lucra, de mâine s-ar opri. Păi au avut grijă să-și creeze monopol. S-ar duce toată industria auto. Au avut grijă să-și creeze monopol. Doamna, cum fac și lanțurile? Doamna, distrug pe ea mici? Dar cum ce ne-a făcut nouă Germania? Păi Germania ne-a închis nouă combinatele chimice. Stați puțin. Ne amintim de guvernul Petre Roman? Dom'le, guvernul Petre Roman, ce treabă avea cu Germania? Deci guvernul Petre Roman a primit ordin. Nu, e adevărat. Deci eu am stat de vorbă cu ministrul Caranfil. A trimis niște pitici pe Kremlin. Nu, ministrul Caranfil, care a încercat, au încercat ai noștri. Cum au încercat? Ein Mann, ein Order, Jawohl. Nu e adevărat, cum putea să le dea Germania ordin în 90? Nu. Au. Nu e adevărat, nu există asta. Era... Nici acum nu poate să... Orice om politic care primește ordine și nu vrea să le execute, își dă demisia. Nu, nu e adevărat că nu poate. Ce? Își dă demisia, iese public și spune: Doamne, m-a sunat Berlinul și deci, deci Dumnezeu să-l ierte fostul ministru al chimiei, un om care era ambasador. A zis așa: puteam să ne tehnologizăm. Dar n-au zis că e folclor urban, domnule, ăștia nu primește nimeni ordine. Să spună public. Da, bravo. Ironia, ironia e mușcătoare, nu așa. Deci, încă o dată, teoria asta cu gazul, că reducem cu 15%, cât înseamnă 15% din 170? Înseamnă 23-24 de miliarde de metri cubi. Asta înseamnă să reduc cu 15%, da? Consumul. Nu, da, este clar, e bla, bla, bla. Dar întrebarea mea este... Și atunci, oamenii ăștia sunt exact ca Ceaușescu în 81, când Ceaușescu și-a luat angajamentul că o să plătească toată datoria României de 10 miliarde de dolari și s-a ales praful de economia. Și ce-a pățit el la sfârșit? Și ce-a pățit el la sfârșit, apropo de primarul ăla? Ce-a pățit? Păi l-au împușcat ăștia de Crăciun. Nu, noi l-am împușcat. Cine l-a împușcat? Noi l-am împușcat. Da, uite, acum revenim prin la Ungaria. Intermediar. Revenim la Ungaria. Românii l-au împușcat, domnule, Stănculescu era român. Nu era nici ungur, nici neamț, nici... Deci, deci totul pleacă de la Green Deal. Totul pleacă de la Green Deal. Doamnă, prostia aia cu până în 2035... Nu mai folosim gaze și o să avem și mașini electrice pe care o să le încărcăm la nu se știe ce transformatoare care o să sară toate în aer. Imaginați-vă tot Bucureștiul să-și încarce mașina la 7 seara. Nu știu, imaginez altceva. La Vânțu Botin așa, direct în, la 100% o confruntare între dumneavoastră și Greta Thunberg. Nu am fost când era Greta. Nu, stați să vă povestesc. Acum aflăm că a fost profesoară de matematică Greta. Nu știu ce mi-a căzut. Mi-a căzut un cercel. Da. Deci, încă o dată. E de fer? Că nu mai voi să... Bine, cercel de fete, că acum există și de băieți. Așa, da, exact. Nu, am fost la New York când era Greta acolo și a tăbălit-o Trump. Știți, țineți minte când la ONU? A tăbălit-o în presă. Lăsați-mă cu Greta. Hai să le explicăm oamenilor ce se întâmplă cu noi, că aici este toată problema. Se vor închide fabricile de consumatoare de gaz, adică Azo Mureșu, simplu. Se va reduce producția cât mai este de energie electrică pe bază de gaze prin ceturile astea. Asta se va întâmpla, asta e efectul reducerii. O să dăm afară oamenii, o să intre șomaj, ăia nu o să aibă bani, o să scadă consumul în țară. Nu sunt mulți oameni angajați acolo, dar e o chestiune esențială. Azo Mureș și face Dar de ce au aruncat chestia asta? Că, domnule, e o recomandare, e o hotărâre, am achesat așa, dar e voluntară. Păi au alegeri în 25 septembrie în Italia, da? Că vine și o să vină Liga Nord, unde Salvini e prieten cu Orban și ei estimează că o să câștige partidul ăsta, îi zic neofascist, lider femeie, care a crescut de la 5 la 25%, că s-au săturat și italienii. O cheamă Giorgia Meloni și partidul Fratelli d'Italia. Da, frații d'Italia. Deci mie îmi place Gagica, ce spune? Domnule, s-a terminat, mă. Mie îmi place. Domnule, o să vă placă aur. Stați un pic, că revin la calculul inițial. Okay. Deci noi trebuie să jucăm
cumva că suntem în UE. Stați un pic, că suntem în UE și că da, bă, dar noi nu putem să fim un pic istețuci, așa? Sau trebuie neapărat să fim... Putem să fim, dar nu suntem. Putem să-l punem pe Petrișor, pe ministrul economiei. Da, și mai bine clar că... Și pe mine ministrul finanțelor. Dar cum ar fi istețuși? Pentru că pe mine mă contrariază un lucru, da? Tot în Uniunea Europeană este și Ungaria, care face contract pentru gaz rusesc pentru câte sute mii de... Nu contează cantitatea asta suplimentară. Ungaria are, ca și Austria de altfel, care tace din gură de-a face, au contracte bilaterale pe termen lung cu Gazprom. Asta înseamnă că ei plătesc gazul cu o formulă care are ca punct de plecare prețul păcurii, prețul motorinei în portul Genova la Vera. Dar aplicând acea formulă ajunge la un preț de 3 ori mai mic. Bref, deci și are un contract pe termen lung și nu zice nimic. Ei o să aibă din plin gaze. De ce îi cumpără gazul cu 300 și ceva de dolari mii de metri cub? Noi îmi cumpărăm cu 1000. Și gândiți-vă. Ok, și dacă ei cumpără așa și au supraplin, au supraplin și depozitele pline. Nu. Păi nu, dacă au suplimentat asta. Deci 700 de milioane nu contează. Ungaria consumă 8 miliarde. Stați o secundă și imaginați-vă așa. N-are nimeni. Deci, așa cum Germania lua gaz mai ieftin de la ruși, industria chimică a lor era mai competitivă, așa se va întâmpla cu Ungaria. Dacă Ungaria va lua gaz ieftin de la ruși în continuare, da? Investițiile în Ungaria vor fi mai productive decât investițiile în România, nu? Bine, vedeți, acum știți cum e povestea asta și cu UE. Că UE i-a lăsat pe unguri să facă ce vor. Noi nu suntem nici în Schengen. Am fost și certați cu MCV-ul ăla. Și ar trebui în momentul ăsta Uniunea Europeană ca noi să nu începem să facem și noi opoziție la linia de la Bruxelles, să vedem măcar că începe niște sancțiuni la unguri. Ce sancțiuni? Pentru ce să-i sancționeze? Să ce? Pentru pe noi ne țin în afara Schengenului de la trei lulele, trei surcele, păi de o grămadă de vreme. Noi am acceptat situația asta. Cum ne țin ei? Nu i-am acceptat asta. Ne țin ei. Domnul, eu am înțeles. Suntem în Uniunea Europeană. Domnul Peiu, că dumneavoastră știți mai bine. Eu am înțeles că nu ne primesc în Schengen nu din cauza portului Constanța. Din cauza portului Pireu. Nu, n-are nicio legătură. Că în portul Pireu chinezii au dezvoltat așa de bine portul, încât dacă intrăm în Schengen, toată marfa chinezească ce să se ducă până în portul Constanța? O să inunde Europa. Ascultați-mă. Eu asta mi-ai explicat tu, nu mai deștept ca mine. Noi nu suntem primiți în Schengen și ni se menține acel MCV pentru că atâta putem. Noi suntem în... Nu-i adevărat. Este exact... Nu, pe eu, n-aveți dreptate. E ca la vizele de America, da? Nu, la vizele de America, ci că nu primim, nu scăpăm de ele, că avem un procent de 10%. Dacă tu te duci să-ți iei viză, el nu-ți spune de ce ți-o refuză. Da, nu, păi nu, normal nu, că poți să faci 10%. Nu, doamne, nu, aici polonezii au rezolvat o două secunde, pentru că polonezii au rezolvat-o foarte simplu. Politicienilor și-au dat mâna, toți. Așa? Au scos activul de partid al fiecăruia. Deci nu e poveste, nu e... Așa zice. I-au dus, după o preselecție, adică să nu se ducă cu ăia cu gălețile, i-au dus pe ăia care se calificau la ambasadă, la consulatul Americii. Ce? Și-au mărit gradul de acceptabilitate. Au scăzut sub 10%. El, nu, el poate să... Eu vă spun că eu am avut problema asta. Ei trebuie să fie, să scadă sub 10, nu știu ce limită. Păi da? Și... Tu plătești 100 de dolari. Dar el nu e obligat să spună de ce ți-a refuzat. Dar păi nu tata, refuză, deci... doamnă, nu refuză așa... Ba, da. Sunt cazuri... Am avut caz în care una a venit și i-a dat la unul care n-avea casă, n-avea nimic, avea 18 ani, i-a dat viză pe 10 ani. Eu am dus multe grupuri. Uh-huh. Da? Și la cumnatul meu, cu casă, doctor, nu știu ce, căsătorit, nu i-a dat, până n-am făcut scandal. Da? Deci, și haideți că am trecut prin... Da, poftim? Și după scandal i-a dat. După scandal i-a dat. Da? Că eu sunt scandala joică. Haideți să vă spun cu Schengen. Acum vă dați seama, cum n-am avut problemă. România este membru al Uniunii Europene cu drepturi depline, da? E, cu drepturi depline... Toate deciziile importante în Uniunea Europeană se iau în unanimitate. Deci România, dacă își dorea statutul de membru al zonei Schengen, putea foarte bine să blocheze 10 decizii ale Uniunii Europene până când i se recunoștea faptul că are exact aceleași progrese făcute în anticorupție și nu știu ce, ca Ungaria, ca Polonia, deci, ba chiar mai mult.
Și obținea asta, dar România da, nu și-a propus bine. Niciodată. În care România? Liderii România, politici care au schelete în dulap și păi de 30 de ani. Păi noi am ales. Eu nu i-am ales. Eu l-am ales cum a părit cu Șordan. Păi nu, lasă de că aici bun, există vreo șansă că acum a mai apărut o marotă așa. Deci după ce au zis gata, mă lasă că noi am făcut, am compensat și nu știu ce, a venit PSD-ul. Da, și a zis pe ei, ne gândim foarte serios să propunem în coaliție reglementarea prețurilor la gaze și energie. Corect. Dar ciudat. Trebuie să o spună de 6 luni. Bun, e corect. Apropo de Ungaria, da? Corect. Apropo de Ungaria, că a fost foarte interesant ceea ce s-a întâmplat. Vă spuneam, PSD a reacționat domnul Stănescu la declarațiile lui Victor Orban, ăsta, premierul ungar. Jumate da? Din ele au fost foarte bune. PNL-ul a ieșit cu Ionuț Stroie, purtătorul de cuvânt, deputatul, da? Alina Gorghiu, interimarul de la Senat, a ieșit abia azi. Azi. A scris Alinuța pe Facebook frumos acolo. Nu, a zis într-o conferință de presă de data asta, a scris Alinuța, nu știu ce. Numai că unul dintre cei care a reacționat așa virulent e George Becali. Și George Becali l-a tăvălit așa în metaforă pe Victor Orban și l-a luat presa din Ungaria pe George Becali și l-a făcut în toate felurile posibile și imposibile, adică l-a făcut ca la nu fără fie vorba între noi. George Becali e cu noi, bună seara! Bună seara! Ați intrat și în gura presei maghiare, sunteți agresiv și xenofob, că v-ați luat de ăsta, de Victoraș Orban. De ce xenofob? Păi, da, eu ce pot să vă spun? A fost o conferință de presă sportivă și a fost vorba despre fotbal. Pentru că eu nu mai sunt în politică și că nu mai pot să fac declarații, că nu mi-a stat bine acum să fac despre declarații despre anumiți oameni lideri politici, atunci am găsit momentul în timpul conferințe de presă la fotbal să mai glumesc eu, să fac și eu o glumă cu Victor și să-i zic așa Victor Vladimirovici Orban, ca să mai glumesc o dată, nu? Da. Și asta a fost, nu? Pentru că doar s-a implicat, nu s-a implicat în fotbal, că dacă nu se implica în fotbal atunci nu spunea nimic. Și da. Pentru asta v-a tăvălit domnul Becali. I-au luat aia de la Csereba, de la secție, OSK, toată presa maghiară l-a făcut praf. Pentru ce? Că a zis Victor păi Vladimir... De ce? Păi uite, întrebați-l pe domnul Becali. Domnul Becali, dar pentru ce v-au făcut? Că Victor Vladimirovici... L-am făcut, el i-am Victor Orban Putin. Victor sau... Orban Putin? Sau Victor Vladimirovici Orban. Adică n-ați făcut o metaforă, așa, figuri de stil, n-ați făcut ca primarul ăla de la Peștișani. Păi da, dar știi cum l-au făcut pe Gigi Becali? Ce? Deci, pe bune. Asta? Deci presa maghiară l-au luat, da? Cu ce? L-au făcut, cum domnul Becali, regele proștilor din fotbalul românesc. L-au făcut ulcer purulent. I-au zis că urește comunitatea maghiar. Să-i bată pe la Sepsi. Deci l-au făcut deci, în toate felurile. Să-i bată seaua pe ea de la Sepsi când doar avea cu ar trebui să învățăm să avem numai respect pentru aia criticați de presa maghiară. Da? Da. Pentru că arată că, uite, e unul care se-ți bate pentru România. Domnul Becali, dar acum serios, adică bă, asta când de la ce credeți că a pornit? De la cluburile astea două, mă rog, ăsta de la Sepsi, no, de la Csereda sau... Nu, a mai fost o dată o discuție, o declarație a mea, când a venit vorba despre Victor Orban, l-am făcut piticanie. Domnul Becali, acum n-ați văzut ce s-a îngreșat? Și are și vergeturi. Da, și are și vergeturi. Deci nu, deci ați văzut acum cum s-a îngreșat, nu mai e piticanie. Deci eu l-am făcut piticanie în raport cu țara pe care o conduce el. La asta m-am referit. Adică în raport cu Ungaria lui, piticanie. La asta m-am referit.
Și eu am spus în consultanță un foarte înalt. Adică trebuie spus faptul că n-a fost o chestie fizică. Nu, dar din punctul de vedere, vedeți că, totuși, Gigi Becali așa balează, așa că nu vrea să bagem politică, că are dreptate și el, nu e bine să bagem politică, dar acum, serios, dar asta vă mai trebuie, acum, un scandal... De ce? De ce? Că odată te trezești cu trădătorii ăștia, că dacă te-ai luat pe Orban, îți fac un dosar penal. Ei, da. Acum nici chiar așa. Chiar așa? Asta păi, exact s-a terminat România. S-a... Bine, eu am spus acolo în conferința aia că eu singur mă voi bate cu guvernul ungar. Iar făcând o metaforă... Vă veți bate? Pentru că ei investesc la OSK Sepsi și eu mă bat cu OSK Sepsi la fotbal. La asta m-am referit. Am înțeles. Auziți, domnul Becali, dar dacă tot v-am prins acum... știți povestea cu domn ministru Novak, da? De la Spor, care vine de la UDMR. Și domn ministru Novak a propus la hotărâre de guvern să dea Academiei de fotbal Csíkszereda statutul de instituție de interes public și au și primit asta, iar Gică Hagi cu Academia lui de fotbal a fost refuzat, că nu e bun de instituție de interes public. Cum vine asta? Cum vine asta? Vine asta că noi nu avem politicieni, bărbați de stat, oameni care să țină la poporul ăsta, sunt oameni care n-au demnitate și atunci își permite UDMR-ul să facă ce vrea în România. Domnule, care n-au demnitate sau la UDMR e o selecție reală și îi trimit la luptă pe aia mai pregătiți și noi trimitem toate pilele și toți neterminații în față, aici, în politică. Aici, nu, nu, nu pot să spun, nu pot să spun că politicienii UDMR din Parlamentul României sau politicienii UDMR-iști, adică ei ca și persoane, sunt persoane oameni inteligenți, oameni bine pregătiți, oameni admirabili. Asta chiar, adică n-am cum. Îi văd la televizor și eu și-mi dau seama de... despre cum se comportă și discursul lor public și se vede că sunt pregătiți și din punct și de vedere... Și vorbesc tehnic, limba română mai bine decât unii politicieni români. Nu, dar asta e bravo lor, asta da, aveți dreptate. Păi și atunci te bați cu ei? Păi dar stai puțin, dar cum să mă bag cu ei? Dar mie nu mi se pare corect totuși, adică Academia lui Gică Hagi, da, nu are... Așa a cerut statut de societate de interes public, a fost refuzată, dar i-a băgat pe aia din divizia B, Csíkszereda, care n-a scos un fotbalist care să merite să fie. În primul rând, aici trebuie spus că este vorba că materialul e din lumea politică. Eu am semnat prima oară asta și m-am luptat mult pentru el. Deschide acest statut de utilitate publică, deschide porțile unor finanțări de la administrația locală. De la consiliul județene, adică de la primării și așa mai departe. Da, 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 dar nu poți să bagi, adică de ce nu i-ai dat lui Hagi, da? Și dai la ăla, adică că care e diferența? Și ne pregătiți. Care e diferența? Domnul Becali, care ar fi diferența aici? Că totuși rezultatele lui Hagi parcă sunt mai bune decât Csíkszereda asta. Nu, diferența e că ăla este ministru maghiar și că el de la ungurii lui. Asta e diferența și noi ce putem să facem. Eu mă gândesc la următorul lucru. Ungurii au un program extraordinar finanțat din bani chinezești de cumpărare de spații, de dezvoltare de școli. Probabil, având această document de organizație de utilitate, banii care vin, finanțările, pot să intre via comunitățile locale. Merge prea departe. Nu asta mă deranjează, da? Deci sunt niște oameni, doamna Tatoie, sunt niște oameni care au băgat bani în fotbal de la ei din buzunar, da? Cum e cazul lui Hagi, cum e cazul lui Becali, cum e cazul lui Zi, lui Mititelu, cum e cazul... Multe, da? Au băgat bani de la ei din buzunar. Dar de ce toți banii? Și au ajuns la pușcărie. Exact, dar de da, ce toți ăia care au băgat bani? Băi, toți ăștia s-au, cu excepția lui Hagi, lui Gică Hagi, toți băi, nu, că și Hagi, Gică Popescu, care cu datul s-o... Adică au ajuns la pușcărie. Ăștia nu sunt buni, da? Și momentul când vin pe o chestie din legea românească, că au academii de fotbal, știți că au copii de ăștia, da? Deci, domnule, până la urmă, de ce să nu
nu fiu sponsorizat și de X și de Y, da? Și te duci și faci cereri la domnul Novac și ăla primește pe masă două cereri. Domn ministru al sporturilor, da? Ia mă, ce e aici? Păi, ia uite, Gică Hagi. Bă, cine e Gică Hagi ăsta? N-am auzit de el. Dă-l mă încolo. A, uite mă, Cixere, dar mă coro că te mău de acolo. A, pu, Igen. Bum, apostilă. Băi, ce e asta? Adică, serios, domnul Becali, nu vreau să vă stârnesc, dar nu e normal. Dă-o încolo de treabă. Dar e normal ca în țara asta, când PSD și PNL au 60% împreună, să mai iau UDMR-ul la guvernare? Oare de ce? Care e logica? Da. Care e logica? Nu știu care e logica. După ce ei ne-au blocat să intrăm în OECD în 2017. Deci, George Becali, sunteți în război cu presa maghiară, asta e viața, ce să faceți? Eu i-aș întreba eu pe presa maghiară și pe Victor Orban, Vladimirovici, ce erau ei maghiarii și Ungaria, dacă nu intrau în Uniunea Europeană. Pentru că a criticat Uniunea Europeană, a spus că eu ca o mașină cu toate gențile, cu toate roțile pe geană. Eu i-aș întreba ce erau ei și chiar ce eram și noi dacă nu intram în Uniunea Europeană. Asta i-aș întreba. Asta e filozofică, rău. George Becali, mulțumesc frumos. Sau pe eurosceptici. I-aș întreba ce eram noi dacă nu intram în Uniunea Europeană. Mai vorbeam noi de milioane așa multe de euro? Mai vorbeam noi de Becali mari de milionar? Nu mai vorbeam. Nu mai aveam cum să fiu milionar dacă nu intram în Europa. Habar n-am. Bun, ai gata, un minut. Dică, da? Da. Cu Dică la cărmă, da? Da. Dar nu vă reveniți până la meciul Craiova. După meciul Craiova vă reveniți. Îi treziți pe amorțiția aia de băieți sau nu îi treziți? Nu mai știu nimic, nu mai am nicio explicație nici la fotbal. Sunt de 20 ceva de ani în fotbal, dar nu mai am nicio explicație. Nu mai știu să spun nimic. Nici măcar nu mai am curaj să vorbesc despre fotbal. Păi tăiați-l la cașcaval să vedeți cum îi treziți, domnul Becali. De prea mult bine. Situație, oricum, nu o să las pe OSK șepții și pe Cixereda să treacă vreodată în fața mea. Niciodată. Păi se duc pe partea alaltă. Nu are cum, la fotbal nu merge. Bine, hai, mulțumesc frumos că ați intrat. Nu poate ieri la fotbal Vladimirovici, Orban n-are cum. Bine, hai să vedem, ne uităm la meci. V-am pupat, mulțumesc frumos, seară frumoasă. Vă spuneam că și doamna președinte interimar al Senatului, al doilea om în stat, Alina Gorghiu, a treia zi după scripturi, a reacționat și domnia sa la Mistița Năsăud vis-a-vis de ce zice domnul Orban ăsta de la... Dar vis-a-vis de ce din ce a zis domnul Orban? Păi stați că, mai multe că xenofob că asta, dați aici cu Alinuța ca să aici... Ce zice? M-au îngrijorat și mă bucur că a ieșit ministrul de externe. M-au îngrijorat declarațiile premierului Orban făcute în România. Sunt niște declarații pe care greu le înțeleg, le găsesc inacceptabile pe teritoriul României, declarații care preiau retorica de la Kremlin și o rostogolesc în toate formele. Cu toate acestea, să știți că românii sunt pro-europeni, zice Alina Gorghiu, pro-NATO și nu se vor schimba din pricina unor mesaje hazardate. Da? Adică... Știi ce mi-e frică? Mi-e frică în momentul în care oameni cum e Alina Gorghiu fac reclamă NATO și Uniunea Europene, tocmai din cauza reclamei făcute de ei, oamenii să nu devină anti-NATO și anti-Uniunea Europene. Are dreptate, colegul. Aveți dreptate. Da, Alina Gorghiu oare știe că Orban a făcut aceste declarații la un eveniment făcut de colegii ei de la UDMR, cu care e în coaliție? E, aici este o întrebare la care doar dânsa poate. Ea știe la fel de bine cum știe domnul Dâncu că Austria e NATO. O îngrijorează, dar nu le-a înțeles. Păi nu, dar cum este să te duci să-l critici pe Orban, dar să stai bot în bot cu udemeriștii la guvernare? Că udemeriștii l-au chemat pe Orban să spună chestiile. E profitabil, Pătrișor. E profitabil, dar e o ipocrizie. Dar chiar are dreptate. Când ăștia au 60% PNL cu ăsta, ce le mai trebuie să se interesează, fie și UDMR la guvernare? Să ridice pragul acum, ar putea să ridice pragul electoral, ar putea să facă multe. Deci eu acum aș face pragul electoral 10%. Cred că cu 7 se rezolvă. Dom'le, dar de ce îi ține pe UDMR la guvernare? Dacă dar ce aveți cu DMR-ul? Ce aveți cu DMR-ul? DMR-ul... Dar de ce trebuie să fie la guvernare? Și, bă, eu, bă, bine mă întrebați, întrebați... Eu,
De ce știu eu? De ce nu iau USR-ul la guvernare? Aur! Dar nu le trebuie, dacă au 60% Că n-au nevoie. Aur, cu ce UDMR mai bun ca asta? Nu știu, e o întrebare la care nimeni nu poate să răspundă. Serioase. Eu zic să-l întrebăm pe Iohannis, dacă nu s-a culcat la ora asta. Păi nu. Aici probleme sunt peste tot. Hai, doamna Tatu, explicați-ne și nouă. Deci nu de v-am pregătit cu nimic. Nu? Dar cu nimic nu v-am pregătit. Bun. Așa. Suntem într-un moment în care românul n-are. N-are și vrea să scoată bani din piatră seacă, da? Explicați-mi și mie, vă rog frumos, aici la tavlă. Stați să-mi iau alimentatorul cu oxigen. Lasă, băgați-l pe undeva pe acolo. Așa, stați să vă pregătesc bang, 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 bang aici. Nu știu dacă fac bine. Ce să scriu eu? Ce să scriu? Ce ar trebui să fac? Suntem niște proști. Dacă nu sunteți convinși, până acum... Deci cum facem noi? Ori să economisim bani, ori să facem un ban în plus. Hai că sunteți om de afaceri, explicați-mi. Să economisim bani? Da. La ora asta, în primul rând. Ce aș face eu? Gaze, nu ne-a zis că, în afară de asta. La mine merge apa la grădină și merg gazele. Păi vine la Vampușcă. Doamna Tatoie, vine lunetistul. Poate vine Nicușor Dan. Să încerce. Vine Nicușor Dan cu pușca, cu lunetă, cu pedale. Ce sfat? Și Vampușcă în rotulă, doamna Tatoie. Ce sfat? Dacă am fost și eu săracă și am mâncat, deci reduceți cheltuielile nenecesare. Deci cheltuieli nenecesare, ce înseamnă? Dacă am luat împrumut de la bancă să-mi cumpăr un apartament și sunt abia la început, deci limitați împrumuturile. Adică cei care au făcut, le-au făcut, deci, acum. Dacă dar am foarte mulți prieteni care au, care și-au luat, au zis, ce, pensie nu o să-mi dea statul român, astea cu fondul de pensie vor să le naționalizeze astea private când o să ajungă la fundul sacului, bă, hai să-mi iau niște apartamente, le închiriez, băi, nu o să le mai închiriați. Că nu o să aibă cine să le închirieze, că o să... Deci orice recesiune înseamnă scăderea pieței. Bun. Și atunci renunțați. Dacă aveți niște pământuri și așteptați, ați așteptat, eu am niște prieteni de-ai mei, asta au făcut, au început să vândă, pentru că în momentul când intrăm în vrie, valoarea o să scadă. Dar nu cumva criza asta o să fie invers? Nu. O să piața crească imobiliar... valoarea și o să crească și inflația mai mult decât valoarea? Nu. La un moment dat, cel puțin în matematică... Orice criză se termină printr-o prăbușire de preț. Deci acum, doamna Tatoie, lecția numărul 1, niciun împrumut. Da? Cât a ajuns roborul, deci, domnul Peiu? Aproape 8. 7 și ceva. Se duce aproape spre 10. 8. Se va duce spre 10. De ce? Nu va fi criză. Uitați-vă la prognoza Comisiei Europene. Aulă! Altă condiție. Vă rog din suflet. Și marmota acum în velea ciocolată. Bine, scrie acolo că vom avea creștere economică. Bine. Da, de gazele alea, de se scumpesc, da? Nu știu, așa deci, scrie. Rugămintea mea este, ce vreau să vă spun, am vrut să fac consensizare la ăștia cu CNA. Dom'le, sunt niște reclame la IFN-uri. Deci, rugămintea mea este, dacă nu vreți să rămâneți și cu garsoniera aia sau cu apartamentul ăla de două camere, nu, sunt reclame de genul ăsta, că am discutat de dormiți. Da, 1000% dobândă, deci, 20.000% dobândă. Imediat împrumutul 10.000 de lei. Păi, dacă astăzi nu ai 10.000 de lei, mâine nu o să ai nici 5 la criza care vine. Și vă puneți gaz casa și în 2010 cu IFN-urile, ce sunt astea? Nu sunt bănci, sunt cămătari, pseudo-autorizați, cum erau IFN-uri. Deci, nu știu ce face Banca Națională. Păi n-are legătura. Păi știu că n-are legătura. Și face, ăia sunt cămătari și Banca Națională s-a întors cu spatele. Deci am văzut în 2010 oameni care și-au pierdut garsoniera, bătrâni, pentru un împrumut de 5.000 de lei. Păi, doamna Tatoie, Banca Națională s-a întors cu spatele la ce s-a întâmplat la bănci mai mari. Da, Tatoie, dar... Când auziți, băi, când auziți că vine unul într-un limbaj de ăla de mahala și îți spune vacanța la Sfântul așteaptă, bă copii, gândiți-vă că vă ajungeți cu copii în stradă.
Da, tatăl, dar omul dacă așa și n-are de unde să facă rost de bani și asta, când ne vine factura aia la gaze, păi, cum dacă s-a întâmplat de 10.000 de lei, păi și deci, ce faci? Că tot te scoate cineva deci, din casă. Dacă adică astăzi, deci eu în viața mea am avut un singur împrumut la bancă de 600 de euro, că n-am mai ajuns să-mi pun și geamuri la casă. În rest, dacă astăzi, și, când, și asta e vorba, că criza asta va duce veniturile în jos. Bun, doar, deci dacă azi, ferim, dacă azi okay, n-ai 1000 de lei, mâine n-o să ai nici 500. Mâine n-o să ai 1100. Ok. Limităm împrumuturile. Bun, după aceea la ce renunțăm? La respirat, după la spălat, nu, la medicamente? Puțin. Vă rog. Deci, în primul rând, restaurante, nici nu se pune problema. Renunțăm la niște elemente de distracție de care n-ai nevoie. Nu-ți schimbi telefonul, da? Nu-ți mai schimb telefonul. Telefonul mi-l schimbam la 2 ani. Mașină. Schimbat aparatură. Ne-am obișnuit să avem ultimul răcnet. Corect. Nu! Păi fiță, deci, doamnă, că a ieșit nou, nu știu care, bărbatul meu schimba mașina. Și eu nu sunt din aia care n-are, da? Își schimba mașina la 4 ani, da? Nu-și mai schimbă mașina la 4 ani. Și care-i povestea? Așteptăm. Tot timpul în capul vostru trebuie să aveți cash în casă. La vremurile care vin, cash în casă. Ca să nu te duci la IFN să te împrumuți și să pierzi casa. Adică din ce ai acum, deci, cât ai să rupi ori și bagi la plăpumioara, deci, să deci ai o rezervă. Okay. Cash în casă, asta vă, dar vă spun de 6 luni de zile. Hai, vezi dacă te regăsești în asta, că e urât. Deci, începeți, vine toamna, da? Nu trebuie să te duci la supermarket să-ți cumperi. Deci, să începem să punem urături. Deci, să ne întoarcem. Eu am crescut la țară. Păi da, uite că dacă ne punem murători, o dăm în botulism. La noi se spune șpaiz. La noi în Timișoara se spune șpaiz. Deci, știu, ne întoarcem la cămară. Țușpaiz și forșpaiz. Da? Nu-i așa? La cămară. Știu. Descoperiți-vă rude la țară. Da? Pe vremea lui Ceaușescu, că am discutat de Ceaușescu. Pe vremea Mihai, lui Ceaușescu. Deci, în balcon, două găinuțe. Deci, cămara trebuie să începem. Da, domnul Peiu, ce păi economisești? Nu, domnule, de exemplu, Sorin Ovidiu Vântu stă la țară. Te-am descoperit o rudă la țară. Da, a, una da? Mică. Deci, da. Deci, cămară, începeți să puneți. Au fost vișinele, am pus vișine. Acum pun, și nu vă duceți la piață sau la supermarket să cumpărați castraveți, de exemplu. Că acum e vremea să punem castraveți. Deci, murături, da? Nu te duci în Buricul Târgului, da? Eu am sunat astăzi, deci la Buzău. Deci caută și cumpără de unde e mai ieftin. Dar da? Bineînțeles, ai locuri. Deci la Buzău e mult mai ieftin. Și în loc să te duci da, în da, concert. Dar ce viață asta, doamnă? Fără distracție, băgăm murături și vișine, firar, Dumnezeule. Deci caș că n-avem, împrumut nu facem, figuri n-avem. Ce-am făcut? Deci, dar să știi că începe să citiți o carte. Deci vorbiți cu un om care împărțea cu are fratele poze, da. Deci eu mergeam la mare cu mama și nu luam o înghețată la fiecare. Eu fiind născut în Craiova, vreau să specificați o carte de literatură, că lumea în criză în Craiova mai citește și alte cărți. Nu, încercați să vorbiți. Sfatul meu este următor. Eu am crescut la țară și am avut o bunică care avea 4 clase primare. Încercați să vă întrebați bunicii care au trăit în vremurile alea cum se putea. Bunica mea n-a fost niciodată când a fost pomiță și criză. Da. Păi stai, noi n-am trăit în anii 80, am trăit. Nu, dar bunicile stai puțin, adică, bă, dar la tatăl eu vorbește acum despre o preconizată criză despre care Uniunea Europeană nu vorbește, în care banul nu mai are valoare, că nu-l mai ai. Adică, știi? Adică asta vrea să spună doamna tatăl, că tot ce e în jurul nostru ne va apăsa atât de tare, încât nu vom mai găsi. Faceți o listă bani. Așa. Stați o secundă, că bunicii noștri n-au trăit cu restaurante, cu festivaluri. Da, dar nu mâncau carne odată pe săptămână. Eu n-am crescut cu treaba asta. Da. Faceți o listă, da? Cu ce deci eu în perioada când n-aveam bani, asta făceam. Faci o listă și spui așa. Astea trebuie obligatoriu, da? Și astea nu sunt obligatorii. Și renunți la ele. Și începi. Am înțeles. La un moment dat se va termina.
Dar dacă nu faceți chestia asta și vă duceți să vă împrumutați la cămătari, o să pierdeți și ce aveți. Păi și cămătarii sărace din ce să trăiască, doamna Tatoiu? Acum pe bune. Ei nu tot trăiesc tot din prostie până la urmă? Să se mănânce între ei, doamna, ca șobolanii. Am primit un mesaj senzațional înainte ce? De publicitate. Mulțumesc, doamna Tatoiu. Senzațional mesajul, senzațional. Despre ce ați zis eu? Găsesc. Da, e, nu, e ceva, e deci... Victor Orban. Nu, mi-a scris cineva... Eu l-am lăudat pe Victor Orban. De asta nu mă alege mi-a nimeni. Mi-a scris cineva că suntem un popor de consecvenți. Deci pe bune, de senzațional mesajul. Care? Stați așa. Imediat. Dacă e senzațional, de ce da, trebuie să stau aici? Da, gata. Zic. Suntem un popor de consecvenți, da? Proști am fost, proști am rămas. Așa, în general, vis-a-vis de reacția pe care nu sunt de acord, am zis că e senzațional în sensul că... Nu e de acord cu ce am spus eu? Nu, eu nu sunt de acord cu ideea asta. Trebuie să ne întoarcem la lucrurile esențiale ale vieții. Dar pe cuvântul meu, vis-a-vis de reacțiile pe care le avem și cum mergem noi după fentă. Bun, o să avem un epilog la scandalul cu George, da? George Buhniș, care a ieșit astăzi și zic, am cer iertare la toate doamnele și domnișoarele, că am spus eu. George, un bărbat este asumat, frățicule. Și o să comentăm imediat după publicitate. Revenim. Bun, omul care s-a trezit vorbind la un moment dat la un festival de bumți despre minore și vergeturi și alte chestii, George Buhnici astăzi și-a pus cenușă în cap. Dar o să vă explicăm de ce, ca să terminăm o dată cu subiectul ăsta, că nu știu ce. Iată de la ce a pornit. Iată prima declarație. Am văzut și fete care nu arată foarte bine și nu aș vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele. Aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, mi-arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convinc și cu altceva decât cu decolteu. Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Nu, serios, uite-te la ea. Uite-te-le. Câți ani dai? 25. Mulțumesc, ai văzut? Dar nu-i minoră, cum ai zis. Nu, sunt doamne. Pe. Și de aici a fost un întreg festival, toată lumea l-a făcut în toate felurile, cei cu care avea contract, că ele influencer, da, așa, domnule, l-au făcut la bani, la nu știu ce, la asta, la s-au delimitat de declarațiile lui, etc., etc. După un timp, iată că azi domnul Buhnici își pune cenușă în cap. Vă rog. Am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte în cap. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu am fost. Nu am această scuză. Eram poate doar puțin euforic datorită atmosferei de festival. Am reușit să fiu superficial și lipsit de empatie. Am jignit categorii întregi de oameni. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit. Georgic, bun. Acum, dincolo de nuanța aia, cei care mă cunosc mă întrebau dacă eram fumat. Da? Deci aia care te cunosc știu că tu mai fumezi și că de-aia ai făcut declarații. Adică asta e deducția mea logică, dar eu am altă problemă. Nu, l-au întrebat dacă era... Că nu e... Nu. Eu interpret așa, nu e stilul tău, deci trebuie să fii pățit ceva ca să declari așa ceva. Hai. A? Da. Bun, dar aici nu putem, adică să el e un tip foarte mișto, dar trebuie să s-a întâmplat ceva. Dar nu putem să vorbim despre asumare, acum vorbesc foarte serios. Adică George, când a văzut că îi scad like-urile, că ăia îl lasă, îi scad sponsorizările și așa mai departe, aoleu, îmi cer scuze la domnii polițiști. Este ca bărbatul care își bate nevasta. Mă, fraților, dar stai puțin, dar de ce nu i-a asumat? De ce nu i-a asumat? Așa fac bărbații. Adică, băi, mie îmi plac femeile, nu îmi place să văd chestia aia. Am zis-o, asta e, adică, gata, mă lung cu voi până la unul. La unul mergem la masă,
întoarcem la două pe plajă. Adică, de ce nu ești asumat? De ce când vezi că nu știu ce? Nu mergi, adică dacă îți cereai scuze și conștientizai a doua zi când te-a luat lumea la bis vagoane și la nu știu ce. Dacă n-a văzut că se retrage sponsorul la și că scad vizualizările și că este o campanie împotriva lui și nu știu ce, că acum toate fetele stază. Dom'le, mă, care ești asumat? Bă, uite că treaba, ca ăla, chelul de la paraziți, da? Bă, ăla e asumat, ăla când zice, nu a sărit, mă, niciunul, da? Niciunul n-a sărit, să nu știu ce. Băi, ia, fii-mă asumat, da? S-o balez așa, lambada, ce rost are, mă, frate? Nu, el nu înțelege. E mult mai profundă chestia asta. El a avut o declarație total nefericită, prost spusă. Da, totul a fost greșit, într-adevăr. Nimeni nu se aștepta, nici chiar el, și nu se aștepta nimeni la început. De fapt, declarația aia a lovit în ceea ce se numește asta cu să te simți bine în corpul tău, o mișcare așa. Da, da, da. Care mișcare e sădită de foarte multă vreme. Foarte mulți oameni nu pot să se ducă la sală că n-au bani sau n-au timp. Însă, în afară de chestia asta, dacă te duci la sală și vreau să slăbesc, ce încep să tai? Ce să vin de la mall în marile francize? Ce încep să tai? Băuturile carbonate, gazoase, ciocolata. Și atunci toate companiile astea de 10-15 ani de zile investesc în această poziție. Dom'le, să te simți bine în corpul tău. Dom'le, să fie... Și oamenii au fost mintea lor, conștiința lor bombardată. Drept pentru că în momentul în care au auzit o declarație asta prost făcută și aruncată așa, s-a trezit subconștientul a bombardat 10 ani de zile cu reclame și cu, cum să spun, cu depărtarea lor oricum față de sala de sport. Plus că eu am văzut reacții și foarte multă lume spune altceva. Dom'le, n-am timp, n-am bani. Nu pot să mă duc la sală, că am două joburi. Se ia COVID la sală. Adică nu, erau foarte mulți oameni care da, poate dar s-ar fi dus la sală. Dacă... Este vorba de faptul că a ce să vezi, după ce a venit tăvălugul peste el și a rămas fără obiectul muncii, îmi vine cu scuze de astea, să, da, mi-am dat seama că am făcut și eu niște chestii astea. Bă, tată, ești asumat, bă, fii bărbat, bă, dacă ai zis, ai zis. Deci, mie dacă nu-mi place ceva, zic, bă, nu-mi place și mă țin de chestia aia, nu da? Și nu-mi place, majoritate. Că voi nu știți că s-a terminat emisiunea, da? Și sunt asumat și mergem la știrile nopții cu Anca Frumosu. Bună seara, Anca! Bună seara, Laurențiu, ție și invitaților tăi. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt momente cumplite pentru rudele familiei care a murit în accidentul teribil din Teleorman. Părinții și cei trei copii ai lor au fost aduși de la morgă în satul lor natal, în Sicrie. Urmărim de la fix imaginile și mărturiile sfâșietoare ale celor care acum îi plâng pe cei cinci. Urmărim și cazul medicului beat răsturnat cu mașina. Culmea, era în drum spre spital, unde era anestezis la ATI. Ce alcoolemie avea și din ce cauză s-a urcat băul la volan, aflați în câteva momente. Iar România se topește sub cupola de foc, la nivelul asfaltului s-au atins temperaturi chiar și de 80 de grade. Meteorologii au emis noi coduri de vreme severă și de caniculă, dar și de vijelii. Asta în timp ce sute de mii de hectare de culturi au fost calamitate de secetă. Mai mult, zeci de localități sunt în situații disperate după ce au rămas fără apă potabilă. Unde este cea mai gravă situație, vă spunem imediat la știrile nopții, Laurențiu. Anca Frumosu, imediat, mulțumesc, Anca. Mâine 20:50 ne vedem aici 100%. Să fie bine pentru toți. Dar acum...